El ne va deschide acolo poarta dacă am intrat mai întâi aici, pe ușa strâmtă, pe poarta strâmtă, pe calea îngustă în continuare. Și va fi doar o continuitate. Cine nu a intrat aici nu va ajunge la poarta aceea. De aceea, printre altele, menirea cuvântului de fiecare dată, când venim la casa Domnului, rugăciunea în primul rând, dar apoi spune aici, pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Deci dacă nu ajungem la desăvârșire, la ceea ce Domnul dorește, nu vom beneficia de biruință. Spune aici, El a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți, fără excepții. Să știți că Domnul nu face excepții. Dacă nu a făcut cu oameni mari în Vechiul Testament, e ca un preludiu Noul Testament, o reluare a istoriei. Și vrea să ne învețe, uitându-ne la ei, să învățăm noi. Aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura voastră, peste care a venit sfârșitul veacurilor. Să luăm în mod serios pocăința, mântuirea, cel mai mare lucru. Cel mai mare lucru. Dar în același timp, sigur, trebuie să fim perseverenți, să fim serioși, să fim constanți pe cale. Zice, până vom ajunge toți la unirea credinței, a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Auziți ce chemare avem? La înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloace de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la cel ce este capul, adică Hristos. Apropo de dragoste, era amintit aici în cântare și în cuvânt. Zice aici, tot în Efeseni, că suntem aici, în capitolul 3, zice versetul 16, și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Patru dimensiuni ale dragostei pe care trebuie să le atingem. Extraordinar. Prima dimensiune zice lărgimea dragostei lui Dumnezeu. Dar modelul nostru știți că e Domnul Iisus Hristos. El este modelul, ținta noastră. N-avem alta. El este adevărata țintă, adevăratul model. Printre altele, El a coborât în lumea noastră. Sigur, o rezolva toate, în toate direcțiile, în toate compartimentele, planul celui preanalt. Dar printre altele, El a coborât și să fie un model, un exemplu. Și uitându-ne la El și numai la El, de aia spunea Domnul Iisus, veniți și învățați de la mine în Matei 11, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Veniți și învățați, toate valorile, valențele, cerințele celui preanalt sunt focalizate în Domnul Iisus. Uitându-ne la El, le putem învăța, dar ne putem și cerceta astăzi. Le avem sau nu le avem? Dacă nu avem, nu e o problemă, că putem să ne străduim, asta dorește Domnul. Încă suntem în viață și un har din partea lui Dumnezeu. Eu îmi zic de multe ori, Doamne, ce mare binecuvântare! Ne-a dat Domnul sănătate, dar ne-a dat-o ca să ne apropiem de Domnul. Ne-a dat sănătatea și puterea și vigoarea ca în primul rând să căutăm împărăția Lui, cum spunea Domnul Iisus în Matei, în capitolul 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprienirea Lui. Neprienirea Lui e Domnul Iisus Hristos. El și-a arătat neprienirea Lui. Prima dimensiune a dragostei, auziți lărgimea, uitându-ne la Domnul Iisus, ce inimă are Domnul, ce dragoste, pentru toți. Atât de largă, lărgimea. Poate noi suntem preferențiali cu dragostea. Inima noastră este mai strâmtă. Poate nu are loc pentru oricine. Domnul Iisus a avut o inimă largă. Dumnezeu
Eu îmi zic de multe ori, Doamne, cât păcat aici pe pământ. Și totuși Dumnezeu îi suportă. Îi o zi când se contabilizează totul. O zi în care Domnul va spune omului până și gândurile lui, pe care nu le-a putut materializa și pune în practică. Zice, printre altele, zice, cine închide ochii și să te dă la gânduri stricate, a și păcătuit. În pat de bună oară. Nu trebuie neapărat să faci faptă la nivelul gândurilor. Că mai întâi pervertirea omului este în gânduri. De aceea a păstra cugetul, gândul curat, e un lucru mare. Lărgimea, apoi zice lungimea, cât de lungă este dragostea mea? Până unde a ajuns? Eu zic de multe ori, Doamne, lungimea dragostei Domnului a ajuns până la noi, în 2021. Dacă venea mai repede, eu nu beneficiam de mântuire. Dar Domnul, în lungimea dragostei Lui. Zice aici în continuare, adâncimea dragostei. El s-a coborât și ne-a scos din fundul mocirlei, din groapa peirii, cum eram fiecare dintre noi. Că mai auzi câteodată, frate, eu n-am fost așa de mare păcătos. Prin definiție ești păcătos. Toți care se nasc aici pe pământ sunt păcătoși. Nu există om care să nu păcătuiască, să nu fie păcătos, mai mare sau mai mic, dar păcătos. Dar Domnul spune că El s-a coborât și ne-a curățat pe fiecare. Ne-a luat în mod individual, nu în mod global, nu la turmă, ci în fiecare, cu fiecare în mod special o tratat. Ne-a tratat pe fiecare, vis-a-vis de puterea noastră și de ceea ce suntem noi. Și în ultimă instanță, zice, se cunoaște și înălțimea dragostei lui Dumnezeu. Zice, preiubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu, acum. Și de aceea, pentru că suntem acum copii al lui Dumnezeu, sunt cerințe pe care Domnul le are pentru noi. Să trăim ca copii al lui Dumnezeu. Să trăim ca atare, așa ne spune aici în textul nostru, care a fost citit, din Evanghelia după Matei. Aici sunt cerințe ale celui preanalt. Încă o dată, Matei, capitolul 5, spune aici, voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Voi sunteți acum, la prezent, prezentul continuu, numai ați fost sare, veți fi cândva, sau din când în când, în mod sporadic. Voi sunteți tot timpul, non-stop, permanent, oricând ne-ar cerceta Domnul să ne găsească sare. Dar ce frumos spune aici, voi sunteți lumina lumii, sare și lumină. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun într-un sfernic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră. Voi sunteți sare, voi sunteți lumină. Când? Acum, aici, aici în Adlac, în Arad, unde ne-a pus Domnul să locuim. Între vecini, între colegi, în familie, în familie, că de acolo începe totul. Păi nu poți să fii sare și lumină în afara sferei familiei dacă nu ești în familie. De acolo începe să fii sare și lumină. Și apoi se lărgește sfera, perimetru. Preiubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu, un adevărat copil al lui Dumnezeu, el trebuie să fie, e un imperativ aici. Nu-i ceva opțional, facultativ, e o cerință a lui Dumnezeu. Dacă suntem copii al lui Dumnezeu, trebuie să fim sare și să fim lumină. Știți că în Vechiul Testament se spunea că nimic fără sare, totul sărat cu sare. Fără sare nimic nu, era legea care era dată de Dumnezeu. Sigur, ea vorbea în Noul Testament în continuare, anticipa Dumnezeu ce vor fi copiii lui credincioși și adevărați. Voi sunteți lumina lumii. O lumină cât de mică este, dar ea este văzută. Și dacă așa vom fi, apoi se va împlini și cea de-a doua parte, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Suntem sare și lumină. Ce vom fi atunci? Nu s-a arătat încă, nu știm. Ce știm? Că vom fi ca El, cum este El acum în slavă și în glorie. Dar asta numai în contextul în care acum suntem și îl reprezentăm pe El cu demnitate. Îl reprezinți? Ce ești tu în casa ta? În familia ta? Între vecinii tăi, între colegii pe care îi ai, știu toți că ești un om al lui Dumnezeu? Deci oamenii lui Dumnezeu, se spunea printre altele, văd lămurit că Dumnezeu este cu tine, se spunea lui despre Avram, este cu tine în tot ce faci.
Putem la oare să găsim un om ca acesta? Cum e un om ca acesta? Un om care să aibă Duhul lui Dumnezeu în el, un om care să îl reprezinte pe Dumnezeu. Domnule, zice, tu ești ca un domnitor între noi, ca un reprezentant al lui Dumnezeu între noi. Ce chemare frumoasă avem! Acum suntem copii al lui Dumnezeu. Ce vom fi atunci? Nu s-au arătat. Dar pentru cei ce acum își păstrează chemarea și își mențin drumul, traiectoria, cadența pe urma Domnului Iisus Hristos, vor fi ca El în ziua aceea. Și se vor bucura nu în timp vremelnic, câțiva zeci de ani, cum suntem aici, ci o veșnicie vor fi cu El. Eu doresc pentru biserica din Ădlac, Doamne, binecuvântă biserica! Ajută-ne să ne dăm străduințele, nu-i târziu, că asta e toată frumusețea. Domnul ne învață în fiecare zi. Noi ne putem, sigur, nu cercetând pe unul și pe altul, pe mine să mă cercetez, fiecare în dreptul lui. Și acolo putem descoperi în vorbire, în trăire, în tot ce facem noi. Sigur, despre sare, ea dă gust. Ceea ce dă gust lumii noastre este sarea, alimentele. Un om care nu poate mânca sărat, nu simte nimica, mâncarea n-are gust. E un mare har să fii sănătos, nu un om sănătos. Sarea dă gust, sarea are putere de curățire. Are putere de curățire, dar are putere și de purificare. Are putere de păstrare, de conservare sarea, totul este conservat prin sare, alimentele. Sunt conservate, sunt păstrate. Eu de multe ori m-am întrebat, Doamne, lumea aceasta cu atâta păcat și totuși e păstrată încă, sigur, Domnul are timpul lui. Totul după programa pe care o are el, organigrama pe care o are Dumnezeu la el acolo sus. Cum zice că tainele lui, are Dumnezeu și el tainele lui. Păstrate. Și numai la vremea potrivită că o taină așa este, sigur, văzută și înțeleasă. De aceea aș vrea să nu uităm, lumea e păstrată datorită cantității de sare. Știți că Sodoma și Gomora nu mai au avut cantitatea de sare suficientă și nu s-au găsit. Dacă erau acolo 10 persoane, Dumnezeu ar fi ocrotit, ar fi scutit Sodoma și Gomora. Adma și Țeboimul. Că soarul a fost în ultimă instanță scutit din pricina mijlocirii lui Lot. Dar nu s-a găsit cantitatea de sare. Eu cred că și aici în Ădlac există o cantitate de sare și în țara noastră. Eu mi-am zis de multe ori, Doamne, ai binecuvântat totuși România. Nu știu dacă dumneavoastră vedeți că suntem binecuvântați și prin biserii suntem binecuvântați, familiile. În alte părți, eu am multe și rudenii, frați de-ai mei și cumnați în Statele Unite de Bunoară. Mi-am adus aminte zilele trecute, vorbeam cu cineva, ori făcut din scopul vieții lor era să ajungă în Statele Unite, că acolo e izbăvirea, acolo e eliberarea și dacă nu mergi acolo, ești, aici n-ai niciun viitor, ești terminat și așa mai departe. Și la majoritatea dintre ei, mulți dintre ei plâng la ora actuală. S-au dus pentru copii și acum plâng pentru copii, că nu mai vin la adunare. Nu mai sunt. Biserica în multe locuri a rămas așa, de formă, o formalitate, o liturghie. Seacă, searbădă. Eu doresc, Doamne, lasă binecuvântarea peste România în continuare. Și ajută-ne să fructificăm timpul, că e scurt, să știți. Noi trăim zilele din urmă. Vremile profețite în Apocalipsa, noi, dar să știți că nu le înțeleg toți și nu le vor înțelege. Ce rău nu va înțelege. Niciunul din cei răi care face răul nu va înțelege, dar cei neprieniți vor înțelege. Trebuie să-L dorești sincer pe Dumnezeu și când citești îți dă lumină. Dacă nu înțelegi, citești și e ermetic, închizi totul și nu pricepi. Căci vremurile sunt grele. Ce frumos! Din pricina cantității de sare, din pricina credincioșilor care există la ora actuală, Dumnezeu păstrează și-a rămas pământul în picioare. Și încă, până la vremea hotărâtă. Apoi, aș vrea să nu uităm, sarea este mărturia interioară a omului. Mărturia interioară. Dar există și o mărturie exterioară. Mărturia exterioară este lumina. Voi sunteți lumina lumii. Întotdeauna când mă gândesc la lumină, nu pot să nu mă gândesc la fizică. Când eram la școală, la general am învățat în fizică că sunt 7 nuanțe, 7 culori care împreună formează culoarea albă. Dacă una lipsește, nu mai e culoarea perfect albă.
Dacă două lipsesc, cu atât mai mult și așa mai departe. Voi sunteți lumina lumii. Și aș vrea în continuare, o să mă opresc la această idee. Cineva în latină era o maximă care zicea nihil sole sale utilis. Nimic fără sare și soare nu există, nu se poate. Fără sare și fără soare. În latină, strămoșii noștri daci, așa spuneau. Nimic fără soare și fără sare. Foarte important. Iar aici cuvântul spune, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului. Foarte important, aceste trăsături extraordinare. Lumina este o putere activă. Sarea o putere interioară, înăuntru omului. Când vorbește, îți dai seama, este desconspirat un om din frazele pe care le are. Dacă el are mereu cuvinte din astea, din afară, pe care le vorbesc cei din afară, imediat îți dai seama ce spiritualitate are el, ce are în interior. Un om care e imbibat, dacă inima este imbibată de cuvânt, el nu va avea și nu va da decât cuvânt. N-are altceva ce să dea. Inima îi mustește de cuvânt, este plină de cuvânt. Inima ta cum este? Ce ai? Un om încă o dată, din două, trei vorbe, îți dai seama. Este etichetat, dar Dumnezeu care ne vede și ne cunoaște. Adevăratul credincios nu poate sta ascuns. Nu există așa ceva. Nu poți să stai ascuns. Adevărata lumină, cât de mică este, ea este văzută. Și sigur, ea trebuie să orienteze, să călăuzească. Unde călăuzesc eu pe cei din jurul meu? Pe cei din familie, pe cei vecinii mei și așa mai departe. Așa, câteva lucruri în continuare să ne oprim, la sare și la lumină, în mod concret, cum este materializată sarea și lumina în viața unui credincios adevărat. Și un prim lucru, prin starea de neprihănire. Să știți că Domnul a spus, veniți și învățați de la mine, căci eu sunt blând și neprihănit, blând și smerit. Domnul, sigur, a fost desăvârșit, dar nu înseamnă că nu ne cere și nouă. Pentru că auziți numai ce spune Biblia, de bună oară în Psalmul 119. Spune aici, în Psalmul 119, printre altele, în felul următor. 119, versetul 40. Iată, doresc să împlinesc poruncile tale, fă-mă să trăiesc în neprienirea cerută de tine. Auziți că Dumnezeu are o neprienire cerută de El. Sunt biserici locale care au neprienirea lor. Pretind și ei o neprienire și oameni care au și familii care au neprienirea lor. Dar să știți că nu despre asta e vorba. Toți trebuie să se racordeze la neprienirea cerută de Dumnezeu. Neprienirea cerută de El este Domnul Iisus. Fă-mă să trăiesc în neprienirea cerută de tine. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi. Înțelepciune, neprienire, sfințire și răscumpărare. Neprienirea lui Dumnezeu a fost arătată, a fost descoperită, să ne uităm la El, lumină și sare. Dar concret, cum s-a văzut lumina și sarea? Prin starea de neprienire. Ce înseamnă neprienire? Despărțit de păcat. O viață curată, o viață sfântă. Ce frumos, chemarea noastră. Dar frumusețea este că ne-a iubit înainte de a trăi noi în neprienire. Dumnezeu ne-a iubit și ne-a chemat înainte de a trăi în neprienire. Iar acum, după ce ne-a chemat și-a lucrat în viața noastră, El vrea să trăim în această stare de neprienire. Ne pretinde. Căutați mai întâi împărăția și neprienirea Lui. Și apoi, în capitolul 5, versetul 30... Adevărat vă spun că dacă neprienirea voastră nu va depăși neprienirea fariseilor și a cărturarilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Acum cărturarii și fariseii se bizuiau pe neprienirea dată de lege. Iar dacă nu va întrece, nu va depăși neprienirea lor, în primul rând noi îl avem pe Domnul Iisus. Și prin El, El ne ajută să trăim acest standard înalt de neprienire. Atunci când te rogi, rugăciunea este ascultată.
Și atunci când ai o problemă, Dumnezeu îți vine în ajutor. Dar auziți numai ce spune, pentru că suntem aici în psalmi, ceva numai, uitați numai ce spune Biblia despre starea aceasta, ce beneficii extraordinare. Spune de bună oară, capitolul 32, versetul 11, la ce timp și versetul 10. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoate strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Păi degeaba îi spui unui om, bucură-te, tu nu te bucuri aici în biserică. El nu se poate bucura. E străin, e departe această bucurie, pentru că trebuie să fii neprihănit în primul rând. Nu trebuie să cauți tu bucuria. Bucuria este o rezultantă, o consecință, un efect al unei stări de neprihănire. Neprihăniților, voi bucurați-vă, cei fără prihană, scoți strigăte de bucurie. Capitolul 33, psalmul 33, versetul 1. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, oamenilor fără prihană, leșa de bine cântarea de laudă. Cântarea de laudă așa de bine pe buzele celui neprihănit, spune Biblia. Aici spune, oamenilor fără prihană leșa de bine cântarea de laudă. Cel cu inima bună să cânte cântări de laudă, spune. Asta e condiția, nu numai vocea. Ma noi, în general, căutăm și voci, sigur, ne bucurăm când e și darul acesta, harul acesta. Să ai și voce de cântat deosebită. Dar și dacă n-ai, cântarea este, ajunge înaintea celui preanal condiția să fie neprihănirea. Dacă nu, n-ajunge. Orice voce ai avea, orice talent și valoare, valență ai avea, n-ajunge cântarea sus. Eu doresc în această dimineață, Doamne, dă-ne o stare de neprihănire. Ajută-ne să ne luptăm, El ne-o dă, Domnul ne-o dă. Dar trebuie să ne luptăm și noi, să-L dorim. Tot timpul trebuie să tânjim după El. Vedeți aici, în Matei, e ceva interesant și sigur dumneavoastră ați sesizat. Zice aici, voi sunteți sare, voi sunteți lumină, care voi? La cei la care le-au vorbit de la versetul 1, care sunt aceștia? Zice, ferice de cei săraci în duh. Aia sunt cei smeriți. Lor le vorbește. Și acum le spune, voi cei smeriți, ferice de voi, că voi sunteți sare, voi sunteți lumină. Nu poți fi sare și lumină dacă nu te smerești, nu o să poate. Și e valabil și pentru cei din Ădlac și pentru cei din Arad, din Betel și așa mai departe. Încă mai încape smerenie la noi. Amin? Mai încape. Doamne, ajută-ne să ne smerim. O familie tensionată, discutam cu ea printre altele și nu se înțeleg nici cum tinerii și părinții ori interveni și ei, ori încerca să ajute, dar ori stricat mai mult. Și printre altele am spus tânărului și celălalt din cealaltă familie care au un aport important, socru care o interveni și ei doi sunt așa capii. Și le-am spus și la unul și la altul, e foarte simplu, se poate rezolva problema împăcării, oricine ar veni, dacă voi, unul din voi, nu se smerește, să te smerești, să te pleci, să iei asupra ta, să-ți ceri iertare, că nu-i greu, dar să o iei din inimă și totul se rezolvă. Că în ultimă instanță și tânărul și tânăra ar vrea împăcarea, dar există stări tensionate și nu se pot. Smerenia e un lucru mare. Pentru că suntem tot aici în psalmi, citim ceva despre această smerenie. Auziți numai ce spune Biblia în psalmul 25. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Auziți pe cine învață? Citești Biblia și uite, nu înțeleg. Și mereu nu înțeleg Biblia, nici nu o să înțelegi dacă nu te lupți pentru această stare de neprihănire. Trebuie această stare de neprihănire. El învață pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Ce frumos! Spune aici în psalmul 119, pentru că suntem tot în psalmi, tot vis-a-vis de această stare înaltă. Smerenia și cu neprihănirea merg mână în mână, nu se poate una fără alta.
Spune aici în Psalmul 119, versetul 5-7, până ce am fost smerit, adică până ce nu m-am smerit, rătăceam. Și ai impresia că ești pe cale bună. Cea mai mare tragedie, să crezi că ești pe o cale bună și să fii pe o cale greșită. Și de-abia în final, când nu mai poți face nimic, ca și timpul înapoi nu-l mai poți da. O, câte persoane n-am întâlnit înainte de a trece în veșnicie, zdrobiți, că le pare rău, le pare rău, le pare rău. Timpul s-a dus, nu mai poți face nimica. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să învățișăm pe orice om de săvârșit în Hristos. Ideea este că avem o chemare fiecare. Loc! Matei 20, pilda lucrătorilor viei. I-o chema pe toți în vie, în via Lui, în biserică. În lumea aceasta fiecare avem o chemare, toți avem chemare. A, eu nu știu să predic, eu nu pot să predic, sau eu știu... Avem chemare, ne putem ruga, putem ajuta, putem întinde o mână, putem să-L reprezentăm pe Domnul, chemarea noastră, fiecare. Ce frumos! Spune în Psalmul 119, până ce am fost smerit sau nu m-am smerit, rătăceam. Dar acum că m-am smerit, păzesc cuvântul Tău. Eu doresc, Dumnezeu, să lase o stare de smerenie peste noi. Spune aici, în versetul 71, este spre binele meu că m-ai smerit. Doamne, dar prin suferință uneori mă smerești, printr-o boală. Și noi nu înțelegem. Vedeți, noi ne rugăm și noi avem cauze în Arad, mai multe, și surori din biserică și alții care ne trimit mereu, ne solicită. Pe monitor avem acolo foarte multe nume. Mi-aduc aminte de un cuvânt care îl aveam din partea Domnului, zice, fii foarte atent, zice, vei simți că o sensibilitate acolo unde trebuie insistat, dar nu în toate locurile trebuie insistat. Că sunt locuri unde planul meu este plan și nu se schimbă. Și nu se schimbă. Hotărârea mea e hotărâre. Și zice Biblia, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Toate lucrurile. Și Domnul pe cineva îl pregătește, îl modelează acolo, uneori în suferință. În suferință. Biblia știți ce spune? Că și fiul lui a fost încercat. Încercat, dar el nu a fost pentru că a greșit. Nici nu a greșit măcar. El a fost neprienit, desăvârșit. Dar și pe el tatăl a încercat. La Biblia vorbește și de un triplu suspin, interesant, în Romani. Zice, pe de altă parte știm că toată firea suspină, toată firea, natura, suspină și așteaptă izbăvirea. Ea nu a fost așa întotdeauna, natura, spin, pălămidă. Și ce există la ora actuală? Dumnezeu când o creat, tot a fost desăvârșit. Și acum totul suspină, sub cer totul suspină. Foarte clar vorbește Biblia, sub cer totul suspină. Zice, dar în continuare, nu numai firea suspină, și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm izbăvirea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în ideea aceasta am fost mântuiți. Așteptăm izbăvirea și copiii lui Dumnezeu suspină? Da, suspină. Și ei suspină. Așa spune Biblia. Dar nu numai atâta. Cel mai palpitant este că spune acolo tot în Romani, în continuare, până și Duhul, zice, care ne ajută în toate stările noastre, în problemele noastre, el mijlocește cu suspine negrăite, și Duhul. Mijlocește cu suspine negrăite înaintea lui Dumnezeu. Tot ce este sub soare aici pe pământ, totul suspină. Nu există cineva care să nu suspine. Să nu credeți că oamenii mari și de afaceri și care au aici stări înalte, au ei problemele lor și ei. Dar nu numai atâta, vor suspina și o veșnicie alții. Dar este extraordinar aici. Domnul Iisus o suspina și El, să știți, cât a fost aici. Mai auzim uneori, frate, zice, Domnul plânge acolo când te vede că tu păcătuiești. Unde scrie asta? Nu scrie în Biblie. El plânge la ora actuală, nu mai plânge. O plâns când a fost aici. O suspina când a fost aici. Acum Duhul mijlocește la Domnul Iisus. De aceea noi aici, în lumea aceasta, suspinăm. Auziți ce spunem în versetul 75 din Psalmul 119. Știu, Doamne, că judecățile Tale sunt drepte, din credincioșie m-ai smerit, din credincioșie, pentru că m-ai iubit.
Cum se vede sarea și lumina? Prin starea de neprihănire, prin starea de smerenie. Ce frumos vorbește Biblia când vorbește de neprihănire, de bună oară, în Evanghelia după Luca. Aici vorbește de părinții lui Ioan Botezătorul, versetul 6 din capitolul 1. Amândoi, la citim și versetul 5. În zilele lui Irod, împăratul Iudeei, era un preot numit Zaharia, din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine, nu cerută de unul și de altul, de tine. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, tu înaintea cui? Ești înaintea lui Dumnezeu? Ai starea aceasta? Dacă nu o am încă, nu e nicio problemă, doar să recunosc, asta e o problemă, să recunosc și apoi să tânjesc după ea. Știți ce spune? Zice aici, amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate rânduiele și toate poruncile Domnului. În Psalmul 1 de bunoară, aici spune ceva foarte frumos, vis-a-vis de omul care dorește, tânjește, dar omul care vede, își vede starea, zice așa: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Pe de o parte nu face răul. A fi neprienit înseamnă pe de o parte a nu face răul, dar a nu face răul nu e o virtute, doar atât și ne oprim la atât, nu. În continuare zice, ce face el? Și își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui, zi și noapte. Mă, noi ne putem verifica, sare lumină, zi și noapte cugetăm la cuvânt, e vreo zi în care să nu luăm Biblia, să o citim? Frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu e de actualitate, ca și atunci când a fost dat de Dumnezeu prin Duhul Său, Sfinților Săi. Aceeași putere o are, aceeași eficiență. Dar în inima care este deschisă și îl caută și îl dorește pe Dumnezeu. În alte inimi nimic, nu lucrează nimica. Asta Dumnezeu așa a hotărât el în planul lui. Cuvântul lui Dumnezeu e o putere, e o putere care vă poate mântui sufletele voastre. Să primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele voastre. De aceea să nu fie o zi în care să nu citim Biblia. O zi în care să nu ne rugăm, să ne rugăm în părtășie cu familia, dar și în cămăruță, separat, să avem timpul nostru, să-i spunem Domnului problemele noastre. Stare de neprienire, Doamne, așa cum spune aici, ci zi și noapte cugetă la legea Lui, zi și noapte, îți părtășii în casa Domnului și o stau acasă, nu vin la părtășie? Da, stau acasă atunci când nu-i părtășie la biserică. Și stau acasă și mă rog, e foarte bine, Domnul ascultă acolo rugăciunea sau oriunde aș fi. Dar când îi părtășie, fug la părtășie. Nu pot fără părtășie. Nu pot fără prezența Lui. Că acolo unde copiii lui Dumnezeu se adună, acolo Domnul vine, e promisiunea Lui. Unde doi sau trei se adună în numele Meu, Eu sunt prezent. Credeți că Domnul este prezent aici? Este, frați și surori. Avem garanția, păi El nu minte. El e Dumnezeu, El e desăvârșit. El ce promite face? Și în cântare. Atunci când cântăm, scoatem laude, îl mărim pe Dumnezeu, îl onorăm. Tot ce facem noi prin cuvânt sau prin cântare, prin rugăciune, în primul rând îl slăvim pe Dumnezeu, îl onorăm, îl înălțăm pe El. Și apoi, sigur, ne zidim pe noi. În același timp ne zidim pe noi. Când plecăm de ei, să plecăm mai buni. Câte mărturii n-am auzit pe parcursul anilor, a zecelor de ani, persoane care mi-au spus, frate Eugen, a venit în neputința trupului la biserică. M-am simțit rău și nu mai puteam, așa o stare am avut și m-am dus la adunare totuși așa cum am fost. Și culmea, zice, acolo am fost descongestionat de probleme, am uitat și am fost revitalizat și din punct de vedere fizic ești revitalizat. Nu mai vorbim din punct de vedere spiritual, am fost refăcut, am fost întărit. Pentru că vii în prezența lui Dumnezeu și în prezența Lui, cuvântul Lui are putere, are tărie, Duhul Lui care te cercetează. El vrea să ne cercetăm și apoi să tânjesc mai mult. Doamne, voi pleca acasă, dar vreau mai mult să citesc cuvântul, iau hotărâre. Iau hotărâre, Doamne, să citesc cuvântul Tău în fiecare zi. De fapt, hrana sufletului știți care este. Nu-i hrana trupului, pentru trup avem o hrană. Am primit impulsul vieții când ne-am născut.
Și de atunci până astăzi, la 69 de ani, mănânc în fiecare zi, n-am uitat să mănânc, ca să pot supraviețui. Dar spiritual, la fel, de la nașterea din nou și până acum, tot timpul în fiecare zi, omul spiritual are nevoie de o hrană. Care e hrana omului spiritual? Îi cuvântul, hrana spirituală, îi rugăciunea, îi părtășia, îi meditația, îi lauda la adresa celui preanalt. Astea sunt pentru partea spirituală și tot timpul noi trebuie să le avem în vedere, tot timpul trebuie să tânjim după ele. Ce frumos! Ce mare chemare avem din partea lui Dumnezeu! Voi sunteți sare, voi sunteți lumină! Voi sunteți, în primul rând, așa cum aminteam de aici din Matei, și asta înțeleg eu, voi sunteți, se referea la cei la care Domnul le vorbea, ferici, zice, ferice de cei ce sunt smeriți, că cei vor fi mângâiați, vor fi mângâiați, ferice, ei sunt sare și ei sunt lumină. Ferice de cei neprieniți și care tânjesc după neprienire, sunt neprieniți, dar ei tânjesc după neprienire, ei nu sunt de acord cu răul, când se fac anumite lucruri rele și nu sunt conform Bibliei, ei suferă imediat. Ei suferă, ei nu sunt de acord, ei nu se pun de acord cu răul, ei suferă. E o lume în care răul, sigur, va crește în zilele care vor urma. Și noi vom prinde dintre noi care vom prinde, care nu, generația care urmează, categoric, vor trăi acele experiențe triste. Sigur, și atunci Domnul știe să păstreze și să ocrotească. Am cu mine 13 nepoți acum. Copia fetei cea mai mare fată, a născut cel de-al 13-lea nepot și mă uit la ei. Avem părtășie zilnic și dimineața și seara aveam, când erau în vacanță. Vor începe școala, vor avea sigur seara, că asta este o rânduială pe care a fost introdusă în familie. Dar m-am uitat la ei și mi-am zis, Doamne, copiii aceștia vor crește, noi vom pleca. Ce va fi oare în lumea, în lumea noastră materială? Împlinirea Apocalipsei. Și am înțeles, Domnul, așa cum v-am făcut să înțeleg, că Domnul are și atunci metode și putere să ocrotească, să protejeze și să-i țină pe ai Lui. Chiar în momentele cele mai grele. Dacă e sincer și îl cauți, dar până atunci trebuie să-i implementezi în copil cuvântul, rugăciunea. Știți ce a zis omului Dumnezeu Iacov? Zice, la pas cu turma, la pas cu copiii care sunt micșori. La pas, aia înseamnă tot timpul să iai în atenție și vorbirea, vocabularul, vorbele care le au în vocabular. Timpul pe care îl petrec, unde se uită, ce vizionează, prieteniile care le au, legăturile, la școală, tot timpul să fii interesat. Păi cel mai mare capital, familia. Copiii, cea mai mare investiție în care poți să investești. De aceea dorim, Doamne, ajută-ne să ajungem în împărăția Ta. Să nu uităm, sare, lumină, smerenie, neprienire, neprienire, smerenie. Nici nu știu care e cea mai mare. Sau prima. Amândouă sunt la fel. Domnul Iisus a spus, veniți și învățați de la mine, căci eu sunt blând și neprienit și smerit cu inima. Un al treilea lucru care vreau să-l amintesc, chiar ce spunea Domnul despre blândețe. Veniți și învățați de la mine, căci eu sunt blând. Un om care este sare și lumină, ăla are în el, da, această blândețe. Dar blândețe este o roadă a Duhului. Nu poți să ai blândețe adevărată. Să știți că sunt oameni care, din punct de vedere a virtutea descendenței, părinți care au fost blânzi și și ei, la rândul lor, așa, o natură liniștită. Dar nu asta, la blândețea asta se referă cuvântul. La roadă, blândețea ca roadă a Duhului. E un lucru mare. Veniți și învățați de la mine, eu sunt blând și smerit. Că Domnul a avut momente în care a fost transigent, foarte categoric cu păcatul. Și-o tăiat în păcat. Pui de năpâr, cine vă învăța să fugiți de mânia viitoare? Cum cel mai blând om care a existat pe pământ, așa, da, categoric. Blândețea e o floare rară, cineva spunea. Cineva spunea că trebuie mai întâi lacrimile pocăinței să ude terenul smereniei, ca să poată crește această floare atât de rară a blândeței. Blândețea este o floare rară. În familie, dacă e cineva, unul din soț, unul,
blând, nu te poți certa. Nu te poți certa. Dar când vezi și copii blânzi, de multe ori îmi zic, acum mă mai uit și la, caracter, la modul de a fi a copiilor, a nepoților. Printre ei unul care doar mă uit la el și știe ce vreau. Extraordinar. Nu-i nevoie să-l mustri, să strigi la el, să ridici tonul. Dar la altul trebuie să o faci. Și zic, uite, aceiași părinți, același mediu în care cresc. Temperamentul, natura, diferă de la unul la altul. Aici e lupta. Ce frumos, blândețea. Ferice de cei blânzi, că ei moștenesc pământul. Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Cei blânzi. Îmi vine în minte și despre neprienire. Încă ceva să amintesc. Auziți numai ce spune în Isaia, în capitolul 32. Lucrarea neprienirii. Neprienirea are o lucrare. Sarea și lumina au o lucrare în viața celui credincios. Lucrarea neprienirea va fi pacea. Pacea. Ce frumos după o viață să te uiți în urmă și să constați că niciodată nu te-ai certat cu cei din familie și nici cu rudenile apropiate, cu cei mai departe. Extraordinar. Pacea. Au belșug de pace. Iar roada neprienirii, roada, și neprienirea are o roadă, roada neprienirii va fi odihna și liniștea pe vecie. Extraordinar. Odihna și liniștea pe vecie. Blândețea, la rândul ei, are o lucrare care o face în viața unui om. Eu doresc, Doamne, ajută-ne să fim blânzi ca Tine. Sigur, noi tânjim, nu vom ajunge niciodată la standardul pe care l-a avut Domnul, dar Domnul dorește să tânjim. Știți că despre Moise spune Biblia că a fost cel mai blând om de pe fața pământului, nu a fost altul ca și el. Și Domnul l-a apărat, îmi place mult ideea aceasta. Blândețea e apărată de Domnul. Nu trebuie, un om blând nu se apără, ăsta e un semn și un test. Când vedeți pe cineva că se apără el în problema care o are, fiți liniștiți că nu plinește cuvântul. Zice acolo, războinic vitează, încinge sabia, podoba și slava. Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă și apără blândețea, adevărul și neprienirea. Și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Apără blândețea, adevărul și neprienirea. Extraordinar. Omul lui Dumnezeu, el trebuie să se străduiască, să-L reprezinte pe Dumnezeu ca un reprezentant al neprienirii, al blândeței, și cel ce-L apără este Domnul. Pe Moise l-a vorbit și sora lui și fratele lui, care erau cei mai apropiați și erau oamenii lui Dumnezeu. Uneori s-ar putea să greșească chiar cel de lângă tine, să ne testeze și pe noi, Domnul, să vadă, noi imediat ripostăm, ne apărăm, imediat sărim în sus, venim și noi cu argumente. Ce frumos, dacă sunt al lui, mă apără el. El apără blândețea, adevărul și neprienirea. Și a spus la Maria și Aron, veniți toți trei. Și a stat de vorbă cu ei. Zice, când va fi printre voi un proroc, eu mă voi descoperi lui, prin vedenii sau prin vise. Nu tot așa este cu robul meu Moise. Eu mă descoper lui gură către gură și îi vorbesc prin lucruri nu grele de înțeles, ci el vede chipul meu. Cum nu v-ați temut să vorbiți de robul meu? L-a apărat Domnul că nu s-a apărat el. Credeți că Moise nu a auzit pe Maria și Aron, că or zis? Uneori știți cum se întâmplă, sunt persoane care vorbesc în șoaptă, dar așa șoptesc încât să auzi și tu, ca să fii provocat. Dar ce frumos, chiar atunci, că aici e frumusețea, să auzi și totul să nu auzi. Să auzi numai ceea ce trebuie să auzi. Să vezi, dar să nu vezi. Să vezi, dar să nu vezi. Să vezi numai ceea ce trebuie să vezi. Apropo de să vezi numai ceea ce trebuie să vezi, auziți numai ce spune aici în Psalmul 119. Zice aici așa, abatem ochii de la vederea lucrurilor deșarte, care sunt aici, ochii firești. Abatem ochii. Și acum, asta e partea mea, o fac eu, uitați ce spune versetul 18. Deschidem însă ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Eu îmi închid ochii firești și Dumnezeu mi-i deschide pe cei spirituali. Dar dacă eu mi-i deschid pe cei firești, nu mi-i deschide Domnul pe cei spirituali niciodată și nu le văd. E extraordinar să ai o sensibilitate spirituală până acolo uneori, până și anumite lucruri care nu se derulează, tu să le poți vedea dinainte. Se întâmplă? Da, absolut. Nu neapărat să fii proroc. Ești, dacă ești proroc, și mai bine, da?
Dumnezeu descoperă. Blândețea e un lucru mare. De aceea eu doresc Dumnezeu să lase o stare de blândețe peste noi. Ajută-ne, Doamne, în vorbire, în atitudinile noastre, în anumite momente în care poate suntem văduviți, frustrați de anumite probleme. Am avea dreptul și totuși să știi să renunți, să fii liniștit, că știe Domnul să apere. Știe Domnul să vină în ajutor. Ce frumos spune aici, un alt lucru, uitându-ne la Domnul Iisus, că mă opresc la El în mod special, sare și lumină. El a fost evlavios. Evlavia e un lucru mare. Evlavia are făgăduințele vieții de acum și a cele viitoare. Evlavia. Un om evlavios, ce înseamnă de fapt evlavia? E o însumare a valorilor spirituale. O însumare, o focalizare a celor sfinte în viața unui om, poți să-i spui, este un om evlavios, un om al rugăciunii, al cuvântului, al meditației, un om pe care nu-l găsești niciodată cu flecării, cu povești, cu lucruri care se poartă așa din gură în gură, mai ales la ora actuală. Evlavia e un lucru mare. Auziți numai ce spune aici în Cartea Evreilor despre Domnul Iisus Hristos. Dacă vrei să fii sare, că dacă nu e sare și nu ești lumină, nu te întâlnești cu Domnul. Spune aici în Cartea Evreilor, în capitolul 5. El este acela care în zile, versetul 7, în vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Auziți din ce pricină? Din pricina evlaviei lui. Aduci și tu cereri? Ai răspuns la toate? Sunt la care nu ai? Poate la unele Domnul are un alt plan, nu e nicio problemă. Acum noi când aducem o problemă, ne aducem în disperare. Doamne, disperat, dacă nu mă ascult și așa, da, nu astfel de rugăciuni vrea Domnul, cu credință. Doamne, le-am adus înaintea unui tată care ascultă, un tată minunat care face numai bine copiilor lui. Doamne, și mulțumesc pentru modul în care Tu vei lucra, asta e credință. Iar în momentul în care nu o lucra după cum am vrut eu, sigur, el rămâne tatăl meu, eu îl binecuvintez pentru modul în care o lucrat. De aceea, doresc, Doamne, dă-ne starea de evlavie. Aici, despre Domnul Iisus Hristos, auziți numai ce spune în capitolul 7, de aceea și poate să izbăvească, să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, înălțat mai presus de ceruri. Înălțat mai presus de ceruri. Studiați numai și veți vedea, foarte interesant, zice, pe Tatăl Luminilor niciun om nu l-a văzut și nimeni nu-l poate vedea. Pe Dumnezeu cel Mare, care e un foc mistuitor, flăcări veșnice. Așa spune despre El. Când l-au văzut, anumiți pe dinapoi, zice, mă vei putea vedea. De fiecare dată Domnul Iisus, în general, în Vechiul Testament, s-a descoperit ca Îngerul Domnului. Zice, eu voi trimite un înger care va merge înaintea ta, numele meu este în el, fii cu ochii în patru înaintea lui, pentru că nu-ți va ierta greșelile. Nimeni nu putea ierta, niciun înger ierta, decât unul singur, Fiul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, așa era cunoscut, ca Îngerul lui Dumnezeu. Știți când i s-a descoperit lui Iosua, în capitolul 6, ne spune Biblia că o venit cu sabia scoasă din teacă înaintea lui Iosua. Iosua l-a întrebat, ești dintre ai noștri sau dintre dușmanii, vrăjmașii noștri? Nu, zice, eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Și acum am venit. Și atunci Iosua s-a plecat cu fața la pământ, s-a închinat. Și l-a întrebat, ce spune Domnul meu robului său? Zice, descalță-ți încălțămintea, căci pământul pe care calci este sfânt. O accepta și închinarea și mai mult decât atâta. Un înger obișnuit, niciunul nu a acceptat închinarea. Și eu sunt un slujitor ca și tine. Spuneau îngerii, oamenilor, sfinților, cărora se descopereau. Ce frumos Tatăl cel Mare! Aici, în cartea lui Isaia, când vorbește că noi suntem sare și lumină și să ne apropiem, auzi numai ce spune aici, versetul 14 din capitolul 33, păcătoșii sunt îngroziți în Sion, un tremur a apucat pe cei nelegiuiți, care zic, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Flăcări veșnice, noi nici nu ne imaginăm.
Auziți cine? Cel ce umblă în neprihănire. În neprihănire, primul lucru. Cel ce vorbește fără vicleșug, cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce s-astupă urechea ca să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locuri înalte, stânci întărite vor fi locul lui de scăpare și se va dea pâine și apa nu-i va lipsi. Ochii tăi vor vedea atunci pe împăratul în strălucirea lui, vor privi țara și toată întinderea ei. Să vezi, dar să nu vezi, să auzi, dar să nu auzi. Să nu-ți încarci inima cu tot felul de încărcături și de lucruri firești la ora actuală. Eu doresc pentru biserica din Ădlac, Doamne, fă o trezire spirituală. Asta ne rugăm și noi la Betel și așteptăm o trezire spirituală. Să știți că dacă vor fi persoane care vor tânji, să vor lupta, Domnul va face. Biblia spune că Domnul trebuie să completeze și numărul celor mântuiți. Când Evanghelia asta va fi propăduită la orice făptură ca să slujească de mărturie, să fie și mărturie. Noi nu vrem de mărturie pentru noi și pentru copiii noștri, pentru familiile noastre. Noi vrem pentru mântuire, Doamne. Și noi, la rândul nostru, să fim o mărturie. Să te putem reprezenta, să fim sare și să fim lumină. Eu doresc în final, Doamne, binecuvântă biserica din Ădlac. Ajută-ne, o Doamne, să rămânem ai Tăi, ajută-ne să fim sare și lumină. Plecând la ale noastre astăzi, să ne verificăm care-i gustul care îl dăm. Știți că au fost familii care au fost izbăvite datorită unei singure persoane, dacă o persoană a fost acolo, a lui Dumnezeu, care s-a rugat și așa mai departe, Dumnezeu a izbăvit toată familia. Biserici care au fost izbăvite datorită unui grup mai restrâns, care au stat în rugăciune, în post înaintea Domnului, în mijlocire, și Domnul este Cel ce a lucrat. Domnul și astăzi este același, nu s-a schimbat, puterea Lui este aceeași. El așteaptă să fii sare, putere de conservare, de păstrare. Dumnezeu păstrează lumea încă cât mai are în plan. Mai am frate neîntors la Domnul încă, au fost botezat cu Duhul Sfânt, au avut o întoarcere în tinerețe extraordinară, pe la adolescență, 14, 15, 16 ani. Și apoi așa cu prieteniile s-au dus. Și mă rog pentru el, că mama și tata nu mai sunt, s-au rugat mult mama și tata pentru ei și-au plâns mult. Atunci erau doi care nu erau întorși. Și mama a avut un mesaj, a fost că pe unul vei vedea, nu vei trece în veșnicie până când nu-l vei vedea întors și vei vedea slavă Domnului. Dar vei trece apoi în veșnicie și pe unul nu-l vei vedea. Și așa este, unul s-a întors, are 10 copii și ce să zic, e o familie plină de râvnă pentru Domnul, dar unul nu s-a întors. Încă nu-i întors. Și m-am gândit, Doamne, cât pot mijlocesc, dar sigur, îndurarea Domnului, aia este foarte importantă, să-și aducă Domnul aminte de promisiunile Lui. Eu doresc, Domnul, să-și aducă aminte de fiii risipitori din biserică. Să-i întoarcă în familie și apoi în biserică. Domnul poate. O reîntregire a familiilor, o reîntregire a bisericii. Și în primul rând, cei care ne aparțin. Doamne, vrem mântuirea și veșnicia, dar nu fără cei dragi ai noștri. Vrem împreună cu noi toți cei pe care ne-ai dăruit aici, împreună cu ei, să ne bucurăm o veșnicie. Domnul să vă binecuvinteze, aduc salutul fraților de la Betel, a familiei mele, Domnul să rămână la lucru și Domnul în vremea aceasta critică, în vremea aceasta foarte grea, să ne ajute să rămânem pe verticală, să ne ajute să avem o vorbire articulată, adică cuvântul Lui să-L avem întotdeauna pe buzele noastre. Și nu alte vorbe ieftine, gratuite, ușoare, ci cuvântul Lui întotdeauna. Și Domnul să fie binecuvântat în veci de veci. Amin.